Bună seara și am revenit cu Drag la Prof Online cu exerciții, cu un exercițiu la fizică. Deci cu probleme de fizică, da. Ei, Adi, nu știu dacă ți-am povestit, dar lunea trecută am fost la președinție. Știi, președintele țării este profesor de fizică la bază. Nu știa asta. Spune eu acum. Profesor de fizică. El știe acum de Prof Online și îl rugăm cu toți acum. Rugăm să vorbească că există Prof Online ca să le fie de ajutor multor copii. Domnule președinte, acum, în clipa asta, ei m-au invitat să fac o lecție de fizică. Sigur, nu am să mă pot ridica niciodată la nivelul unui profesor de fizică, dar am curaj să fac acest lucru. În direct, așa cum și vedeți, nu știu ce problemă e, ce se va întâmpla, dar profesorul din mine are curajul să se apuce de problemă. Așadar, pornim la treabă. Deci o lecție de fizică, nu. Am așa cum ar fi făcut-o 1.78. Așa, dar celelalte sunt făcute, bănesc, nu? Da, da. Așa, un corp de greutate G egal cu 638 newton, conține fontă și brad în raport de masă 10 la 1. Brad, văd că scrie și așa? Da, brad. Așa. În raport de 10 la 1. 10 la 1. Adică 10 părți. Fontă și o parte în brad. Să se afle. A. Cu cât este mai mare masa de fontă decât cea de brad? Deci, A. Cu cât este mai mare masa de fontă față de cea de brad, nu? Față de cea de brad. Asta e primul întrebare. Și raportul între volumele fontei și cel al bradului. B mic, raportul dintre volum V fontă și V și V brad. B. Brad. Avem acolo... Deci, practic, ni se cere raportul între V F spre V B. Nu? Raportul a două mării. Cum mai citim problema? Deci, un corp are greutatea G de 2.638 de newton. El are o compoziție de ce? Fontă și brad. 10 părți brad și una, o parte, 10 părți, cred că fontă, parte, și o parte brad. Avem densitățile manuale acolo. Ce avem? Densitățile. La sfârșitul manualului. La sfârșitul... Căutați voi că... Spuneți-mi voi densitatea. Da, stai jos, că când ajungem la densitate, nu da. Da. Densitatea la brad nu este. Dar cu cine e egal densitatea la brad? Densitatea în general, cu cine este egal? La lemn, da. La lemn e 500 împărțit la 800. Da. 500 împărțit la 800. Da. Asta ar veni cât? 500 împărțit la 800, asta înseamnă kilometri pe metri cub. Kilograme pe metri cub. Kilograme pe metri cub. Deci ρο egal cu... Hai să ne amintim densitatea în general. Este? Este masa supra volum. Deci ρο egal cu masa supra volum. De acord. Și este dat în cazul ρ
este egal cu 500. Nu, rolem. Rolem. Bravo. Da, da. 500 împărțit la 800 se vor 500 împărțit la 800. Adică 5 pe 8. 5 supra 8. Ce? Kilograme. Așa. Dar de ce kilograme? De la masă pe volum. Da. Deci ro vine de la raportul ăsta în două mări. Masa sunt în kilograme și volumul în metricuri, da? Deci să scriu și noi kilogram pe metru cub. Metru la a treia. Asta e densitatea. Și ro... 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 fontă, parcă a zis, nu? Da. Ro fontă. Ro fontă este egal 7000 împărțit la 7100. Da. 7000. 7100. 7100. Kilogram. Pe metru cub. Pe metru cub. Adică 70 pe 71. 70 pe 71. Da. 70 supra 71 kilogram pe metru cub. Facem 5 împărțit la 8 și 70 împărțit la 71? Eu lăsăm așa, că lucrăm și cu fracții. Noi știm să lucrăm cu fracții, nu ne frământăm. Cu cât este mai mare masa de fontă față de cea de brad? Păi 70. Păi trebuie să facem 70 supra 71 minus 5 pe 8. Aflăm cel mai mic. Stai, văd. De ce vă duci așa? Deci noi trebuie să aflăm raportul cu cât este mai mare masa de fontă din compoziția aceea. Păi să calculăm masa. Deci cu cât e mai mare masa? Păi, față de... Dar ne mai dă o informație autorul. Cât e greutatea? Nu, ne mai dă o informație. Cât ce e... 10 părți de fontă la o parte? Da. Sigur că da. 10 părți de fontă la o parte din lemn. Da, că 10 raportul, 10 la 1. Sigur că da. 10 cu 1. Adică 10 părți de fontă a pus, da, și doar o singură parte de lemn. Asta înseamnă 10 la 1. Așa, așa. Deci raportul e de 10 pe 1. Da? Așa, dar în compoziție, masa fontei, în raport cu masa, ca așa nu spune, nu? Masa fontei supra masa lemnului este 10 la 1. 10 supra 1. Deci mai avem un raport. Masa fontei supra masa bradului egal cu 10 supra 1. 10 supra 1 adică 10. Da. Și spune că G mare este 22,638 newton. Păi G-ul e... Este masa gravitațională. Și deci, aici aflăm masa. G mare a aliajului respectiv. Da. Egal cu masa. Ori 9,8 kg pe metri cub. Ori G, parcă, nu? Da. Ori G mic. Ori G mic. Și egal mai departe cu masa. Masa ori 9,8 kg pe metri cub. Nu e 9,8. Ba, e 9,8. 9,8. Așa se dilucează. Da. Vă știți mai bine. 9,8 kilogram pe... Newton pe kilogram. Kilogram. Deci, ar fi relația asta. Deci trebuie să rămână newton pe la urmă, da? Ca să rămână newton, la sfârșit, atenție copii, mulțim masa, care înseamnă în kilogram, oricine, să rămână newton. Newton pe kilogram. Deci, asta e. Deci, kilogram de la masă, oricine, newton pe kilogram. Kilogram va fi de aici, da? La masă. Se simplifică kilogram pe kilogram. Kilogram. Da. Kilogram cu kilogram se simplifică. Păi, așa. Și o să rămânem newton, da. Da? Și o să aflăm masa de aici. Și o să aflăm masa compoziției. Da. Da. Da? Deci aici o să zicem 9,8 ori M egal cu K
cât avem, 9,5 egal cu 22,638. Deci masa egal cu 9,8. Masa va fi egal cu cât? Cu 22,638 supra 9,8, nu? Da. Și cum facem împărțirea asta? 22,638. Amplificăm totul cu 1000. Putem amplifica tot cu 1000, dar numai cu 10 aș avea nevoie. Așa. De ce numai cu 10? Pentru că am nevoie împărțitorul să fie 10. Modificat. Să dispară virgula de la împărțitor. Deci ori de câte ori aveți un împărțitor cu 10 mare, nu trebuie să dispară și la de împărțit. Numai la împărțitor. Deci va veni cât? Corect, Adi. 22,638 supra 10. 226,3. Asta e. Când mulțim la dreapta Adi cu 10, mutăm și aici cu o virgulă peste o cifră, da? Deci 226,38 adică totul supra 98. 2,31. Se împarte? Da, 2,31. Deci 2,31. Poftim, Adi, poftim. Doamna profesoră, nu o lăsa numai 9,38 și eu zic 10 newton. Nu, zice că nu am lucrat cu 9,8 da. Pe kilogram. Da, am verificat cum ar fi, dar e 9,8 în toate colecțiile. În toate colecțiile și dacă colecția a fost gândită așa, mergem și noi exact. Cu varianta asta, cu numele. Da. 2,31 kilogram. Asta este masa. 2,31 kg. Ei, dar e masa, atenție copii, este masa întregului aliaj, compoziție în totalitate. Unde sunt 10 părți de un fel și o parte dintr-un fel. Cum facem ca să vedem care e masa lemnului? A10A plus... Gândiți-vă, atenție, e ca la matematică acum. Deci dacă sunt 10 părți... Da, Mirona. Asta e cantitatea toată. Sunt 10 părți, una, două. Deci 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11 părți sunt. Că sunt 10. 10 sunt de ale fontei și 11 de brad. Deci, ca să văd cât e bradul, în câte trebuie să împart pe... La 10? La 11. La 11 ani. Da. Sunt 11 segmente de acestea. 10 înseamnă partea fontei și o parte este a bradului. Deci 2,31 trebuie să le împărțim la 11 și egal cum? Cât vine? Zero. Da, facem noi, că suntem la matematică, avem instrumentul matematic. Repede facem acolo. Da? 0,21. Da, deci 11 în 2 nu se poate, 0, în 23 merge de 2 ori, 22. Hai să ne amintim cum se face împărțirea. 22. 11? O da. 0,21. Ce reprezintă asta, 0,21? O bucățică. Adică, concret, masa cui? Masa bradului. Și face 0,21 ori 10. Bradului. Deci masa bradului este egală, cum am înțeles, cu 0,21 kg. Da. Da. Iar pe masa fontei... Nu pe metru cubă, doar kilograme, că masa... Că masa da. Un kilogram, da? Și în fontă e 0,21 ori 10. 0,21 ori 10, adică 0,21 ori 10. 2,1 kg, da? Da. Și cu asta am aflat masa cui? Masa fontei și masa bradului. Cu cât este mai mare masa fontei față de masa bradului? Cu 10 o scădem. Scădem, 2,1 minus 0,21. Deci 2,1 minus 0,21. Da. Deci, ca să vedem cu cât, nu că zice de câte ori. Corect. Cu cât e în plus. Atenție la formulare, că a fost de câte ori, dar a fost de 10 ori. Că știm, asta a fost dinainte discuția. Deci, ca să vedem diferența la punctul A, să răspundem la punctul A, din 2,1 kg, facem așa, scădem pe 0,21 kg
și obținem 1,89 kg. Și am răspuns la punctual. Cu cât este mai mare masa fontei față de masa blană. Mă repetăm aici o dată, ca să înțelegem bine problema. Ați văzut și la matematică, eu tot insist, nu ne puteam apuca de problemă așa, să adunăm numele cer, să ne împărțim, să le facem nu știu ce. Și să fie rodul unui raționament. Deci când a zis cu cât este mai mare masa, trebuia să pun mâna pe masă. Să compar masele. Atâta bradurile cu cea... Dar nu știam. Eu știu abia masa întregului aliaj. Întregii compoziții de acolo. Deci numai masa compoziției. Pentru că o află foarte repede de unde. Știind G, care G este M ori G mic, masa întregii compoziții o pot afla, iar raportul dat de autor de 10 la 1 îmi oferă posibilitatea să aflu masa fontei și masa bradului. Ca să surprind bine, 10 la 1, adică 10 părți de fontă și o singură parte de lemn. Înseamnă că în total sunt 11 părți. Deci asta e la modul de a gândi, nu? Și dacă sunt 11 părți, când împar la 11 masa totală pe care am găsit-o de, nu știu cât a fost, 2,31, am împărțit la 11 că sunt 11 părți, o singură parte reprezintă lemnul. Și când ne-a dat 0,21. Și de 10 ori lemnul, care e partea fontei, înseamnă că am pus mâna pe masa fontei. Și în clipa de față am clar masa fontei, masa bradului și ca să văd cu cât e mai mare, nu împart, ci scad de masa fontei, masa bradului și am aflat în felul ăsta cu cât e mai mare ca să răspundem. Autorul putea spune, aia aflați masele celor două care au intrat în compoziția fonte. Nu, diferența dintre mase. Adică n-ai cum să afli diferența decât dacă le afli masele pentru fiecare în parte. Da? Deci de aceea le-a dus în momentul ăsta acolo. Și acum, raportul dintre volumul lui F a fontei și volumul bradului. Raportul. Păi acum volumul este egal cu... Volumul cu densitate ori masă. Păi de aici le ducem, da? Volumul cu cine e egal. Deci punem F peste tot, copii. În relația asta punem F. Și până punem lemnul, da? Sau bradul. Deci în relația știută, care privește legătura între Rho, M și V, punem F. Și apare. Rho F egal cu masa F a fontei supra volumul fontei. Iar Rho brad egal cu masa bradului supra masa supra volumul bradului. Da? Din relațiile acestea scoatem pe VF. Deci nu ne apucăm să facem calcule. Pur și simplu suntem la matematică. V-am mai povestit. Eu eram mai bun decât profesorul meu la fizică, pentru că aveam instrumentul matematic. El nu îl stăpânea prea bine. Avea greutăți. De aceea venea și mă întreba cu mine. Da? Deci asta este... VF cu cine este egal aici? Păi, în prima, VF este egal cu... Este un raport. Da. De proporții. Densitate fontă ori masă fontă. Uite-te, Adi. Vezi? Ai pronunțat fără să analizezi cu atenție. Rho F și supra 1 poți să spun aici. Da? Rho F supra 1 egal cu masă frontă supra volum frontă. E masa supra densitatea. Este masa ori 1 supra rho. Când ne scoatem dintr-o proporție un termen, nu mulțim pe cei doi și împărțim la al treilea. Deci de aici VF egal cu masa fontă supra da, rho. 1 ori masa fontă supra rho. 1, hai să înțeleg toată la masă fontă supra rho fontă. Și egal cu masa fontei supra rho fontă. Ăsta e volumul fontei. Și volumul bradului va fi exact așa. Masa
pradului supra rov-brad. Rov-brad. Și acum mi s-a cerut rov-f supra db. Vf vorbește aici supra vb. V supra vb este egal cu 1. Linii de fracții. Da. Vf avem mf supra rof. Nu? Da. Mf. Mf supra rof. Rof. Și supra jos. Supra mb supra rof. Mb supra rof. B. Și cam mai departe cu. Cum se împar două fracții? Prima cu a doua inversată, adică EMF supra densitate... EMF supra ρ EF. Da. Înmulțit cu MB. Mulțit cu? Nu, ăsta, ρ B. Așa, ρ supra B. ρ B. E supra MB. MB. Și iată că am ajuns la raportul acesta. Abia acum am locuit. Deci, nu de la bun început, că ar fi calculul, ne încurcăm cu numere, ci atunci când e timpul, o facem. Și acum zicem, VF, VF supra VB este egal cu MF supra ROF. MF-ul avem? Cât este MF? Este 2,1. 2,1 ce? 2,1 kg. Așa, prin și unitățile măsuri kilograme. Pe supra. 0,21. 1,81. Ce? Ro la F. Ro la F. Îl avem. Ro F. Da. Deci 70 supra 71. De 70 supra 71. Ce? Kilogram pe metru cub. Ori. Ori. 5 pe 8 kg pe metru cub. 5 pe 8 kg pe metru cub. Totul pe, adică pe, masa bradului care e 0,21 kg. Și dau mai departe. Kilogram cu kilogram. Care kilogram cu care? Kilogramul bradului. Poate să fie și ăsta cu ăsta. Da. Când s-a numărător, poate să fie și ăsta cu ăsta, da? Da, poate să fie. Și așa, așa în final, important este... Că ne rămâne metri cub. Nu, metri... și metri cub cu metri cub. Sigur că da. Metri cub de aici cu metri cub de aici, pentru că sunt la numitor și la numitor și în partea asta. Da, și o să avem... De fapt, kilogram pe metru cub de aici, adică deodată kilogram pe metru cub puteam să duc deodată. Da. Și kilogram cu kilogram de aici, da? Și iată ce obțin, 2,1. 2,1 ori 5 pe 8. Da, 2,1. Care mai poate fi scris și 21 pe 10. Da, da. Hai să scriem așa. 21 supra 10 supra 70 pe 71. Dar nu mai avem ori 5 pe 8. Ori l-am lăsat deoparte, fracția următoare. Ori 5 pe 8. 5 supra 8, totul supra 0,2, care mai poate fi scris? 21 pe 100. Supra 21 pe 100. Și egal mai departe cu lucrăm. Păi, cum ar... Unitățile de măsură s-au redus pentru că raportul trebuie să fie un număr, la urmă ori. 70 cu 5 se simplifică. Care? 70 cu? 5. Hai să desupraetajăm. Facem invers. Da? Prima cu a doua inversată, prima cu a doua inversată și cum faceți? Și dă 21 pe 10 ori 71 supra 70. Așa, ori. Ori 5 supra 8 ori 100 supra 21. 100 supra 21. Și se simplifică 70 cu 5, 8 cu 100. Hai să luăm. 21 cu 20. 10 ori 0 ăsta. Uite, că s-o luăm ușor. 10 ori 0, 0 ori. Asta și cu asta. Și cu asta de aici, da? 7 au rămas. Da. 7 cu 21. Da. 3 acolo. 3. Și jos 8 cu 21 ăsta de aici. Cu 3 de aici. Da, 7. Da, 7. 7-le s-au rămas aici, da? Da, da. Așa, sigur să rămas. Avem 7 ori 8 ori 7 acum. 7 ori 8 ori 7.
sunt 71 ori 5. 71 ori 5. Mm. 3 s-a dus complet, da? Hai să mulțim. 5 ori 1, 5. 5 ori 7, 35. Da? Supra. Da. 49 ori 8. 49 ori 8. 392. Fac 300, 355. Supra 392. Supra 392. Deci s-a cerut raportul dintre cele două. Și atâta. Atâta este raportul. Simplificări se mai pot face? Nu. Nu. Că 355 e 7 ori, 71 e număr prim. Da. 71 și 5. 8 ar avea 2, dar 7, deci prin 7, 71 se împarte, nici 5 nu se împarte. Clar că nu, au, nu mai am altă posibilitate. Sau mai, fracția este ireductibilă între partea. Deci raportul lor, ăsta este care l-am zis. Mai vedem o dată. Deci, autorul ne-a spus, aflați voi raportul dintre VF pe VB. VF înseamnă masa fonte supra ro fonte, supra masa VB, masa bradului supra ro bradului. Da, profesor, l-am greșit undeva. Da. Că spune că la B spune că volumul F pe volumul bradului e egal cu 10 pe roul bradului pe roul F-ului și egal cu 1. Deci încă o dată. Spune-mi încă o dată. Ne spune că în loc de 355 pe 392 de 1. Raportul este urmă. Da, uitați. Să vedem unde am greșit. Deci am plecat la volumul fontei pe volumul bradului, da? Dacă împărțim de 0,90. Dacă facem un 355 împărțit la 392. Păi, unde am greșit? Hai să luăm încă o dată, de la bun început. Robrad. Mi-a spus 500 pe 800, nu? Așa ați zis voi, copii. Da. Și 500 pe 800 înseamnă 5 pe 8. Da. Ro fonte este 70 pe 71. Ați zis 7000 pe da. 7100. Da. Unde la fontă? Da. Da. 70 pe 71. Da. 70 pe 71. Am văzut. Acum, la masa bradului, și am șters aici, masa bradului, cât mi-a dat? Masa bradului, parcă... Da, în manual era cu 9,8 și în culetul ce v-am zis eu, dar dacă n-ați văzut pe ideea mea? Nu, dar noi am dat corect. Da, corect, e aceeași chestie. Lăsăm. Îmi zici, văd din 9,8 și... Da, asta face și același drum. Exact, așa am zis. Eu nu, mă rog, corect este să lucrăm cu 9,8, așa așa se lucrează peste tot. Păi da. Eu când mi-am amintesc ca elev, așa, 9,8. Nu reduceam, nu. Și acum facem varianta a doua, cum s-ar zice. Da. Să nu mai facem aceeași. Să facem cu 10. Nu problemă, voi, chiar să facem 10, cu 10, nu mai facem. Da. Dar cel mai mult problemă ați avut la fizică? Da. Mai facem un problemă. Și azi mai facem un problemă de fizică. Să gândim o problemă de fizică. Haideți să vedem pe asta. Eu vreau să vă obișnuiesc să gândiți din perspectiva, să spunem, a fenomenului. Deci dacă autorul mi-a cerut raportul volumelor, atunci înseamnă volumul lui fonte supra volumul bradului. Că așa mi-a spus, raportul între volumul fonte și volumul bradului. Chiar îți spune un list ce se folosea la numărător și care la numitor. Înseamnă raportul ăstora două. Am ajuns până aici. Am înlocuit. Și m-am întors la și am locuit pe fiecare masa fonte, ro fonte, da? Da. Masa bradului, ro brad. Brad. De acum a intrat matematica exact. În mișcare. Și am observat că nu știu să-ți facă zbolonul. Sigur. Ați văzut ce s-a întâmplat aici? Dintr-o proporție, matematica v-a sancționat. Exact. Dintr-o proporție, un termen al unei proporții este produsul celorlalți. Doi împărțit la cel de-al treilea, da? Dacă să nu greșești, faci produsul mijlocului, faci singurul și faci aia scoți. Dar pe timp, n-are rost. Este scărpinatul la rechea stângă cu mâna dreaptă. Trebuie să-ți facă greșit. Dar nu. Trebuie să învățăm un lucru. Ăsta de aici, dacă mă zic. Ăștia doi înmulțit, împărțit la asta. Ăsta de aici, ăștia doi înmulțit, împărțit la asta. Oricare dintre cei patru, unul dintre ei este egal cu produsul celorlalți pe diagonală și împărțit la opusul lui. Pe diagonală, partea lui. Opusul lui, partea cealaltă. Da.
Deci, aici, n-aveți voie să greșiți. Acum, din clipa asta, când am lucrat, de, spuneam, instrumentul matematic, ăsta este esențial. Să mai facem niște probleme. 1.7.16. Nu care a făcut-o la clasă. 1.7.16. Asta n-am făcut. Da. Nu, și la clasă dacă a făcut-o. Poate n-am înțeles-o. 16. Hai să facem 1.7.16 cum vrea. Adică mai avem timp. E grea. Ei, e grea. Păi, hai să o facem ușoară. Dacă suntem împreună. O facem ușoară. Facem să fie ușoară. Am făcut-o. Alege domnul profesor. Deci 3 centimetri. Conține apă până la 8 noimi din înălțime. Deci, apă până la 8/9 din H. Din înălțime, da? Din înălțimea cilindrului. Din H. Dacă se introduce un vas, dacă se introduce în vas un corp de fier cu greutatea G, deci un corp cu greutatea G egală cu 611,52 kN, Asta vreau să văd ce ați înțeles din ea. Că s-a făcut, dar scopea de pe tablă. Exact. Nu asta e. Acesta se umple complet. Da? Deci, dacă se pune acest corp, se umple complet. Deci, vasul se umple. Vasul se umple. Să se afle A, înălțimea vasului. A mic, înălțimea vasului. G, B, greutatea totală a corpurilor conținute în vas. B, greutatea totală a corpurilor conținute în vas. Greutatea corpurilor conținute în vas. Care sunt corpurile? Tot a corpurilor. Care corpuri sunt în vas? Ce corpuri sunt în vas? Un cerc. Nu să fie un vas, un cerc. Eu nu te grăbi, că arunci cuvintele fără să fii rodovenire. Și uite că ai venit spunând că ai înțeles problema, tot îți era îndemnul. Păi, ești lucrat la tablă și n-ai înțeles nimic. La B am lucrat. Hai, gata. Hai să... Vă rog să fiți disciplinați, să mă urmăriți, că avem treabă de făcut. Și să mai citim o dată problema. Sigur că da. Așa începe. Ia să vedem. Un vas cilindric. Un pahar. Cu raza bazei de 3 metri, conține apă până la 8 noimi din înălțime. 8 noimi din înălțime. Deci nu-i plin. Mai este o noime din vas neumplută. Dacă se introduce în acest corp un fier cu
cu greutatea de 611,52 kg. Fier? Da, un corp din fier. Da. O bilă. O bilă se introduce. Da. Cu greutatea de 611,52 kg. Așa asta se umple complet. Adică noimea aceea e tocmai volumul bilei. Iată cum începe să avansă. Deci, volumul, o noime din care era goală, e tocmai volumul bilei. Însă asta spune autorul. A spus. Din acel pahar. Da. Să se afle înălțimea vasului, greutatea totală a corpurilor, corpurilor conținute în vas. Dar care sunt corpurile? Că acum am înțeles că numai un corp s-a băgat. Dar în ce s-a băgat? Păi, în corp, în ce? În apă. În apă. Sigur că în densitatea apei 1000. Păi, deci asta vrea să afle autorul. Densitatea apei este... Concilindu-l e și apă și pila aceea. Sunt două corpuri găsuri prin el. Asta încearcă să vă așa, așa. Eu nu înțelegeam de ce spune... A corpurilor. A corpurilor. Motivul ăsta este. Deci nu se poate să ne apucăm de o problemă fără să o înțelegem. Cum să, ce să vreți să rezolvi la ea dacă nu am înțeles? Insistăm. Deci, un vas sub formă de cilindru. Da? Formă de cilindru. Raza este de cât aici? De 3 metri. Metri, parcă o zis. E un cazan mare. Da? De 3 metri. Așa am văzut. Mă uit încă. Da, 3 centimetri am zis și aici, nu? Da, 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 i-am scris și eu. Metri. Acum am văzut a doua. Și... se introduce acest corp, gel mare. Întâi apă, nu? Apă. Apa până aici, până undeva. Da. Așa ați în închipuim apa. Rămâne bucățica asta. 1 pe 9 din toată înălțimea. Și când s-a dat drumul, am dat drumul la corp, s-a umplut tot vasul. S-a aflăm înălțimea cilindrului. S-a aflăm înălțimea cilindrului. Formula. Nu, nu, nu. Hai să gândim, să ne facem o strategie de lucru. Să înțelegem problema. Ce ar vrea, cum se află în înălțimea. Știind, de fapt, ăsta e volumul cui? În clipa asta când s-a umplut, e volumul cui? A corpului, da, volumul fierului, da? Da. Bun. Și volumul... Unde intră formula asta cu volumul fierului? Densitatea și masa, da? Deci acum să zicem că ρ fier este egal cu masa supra volum la fier. Volumul fierului, masa fierului supra volumul fierului. Iar volumul fierului știm acum? 1:9. O noime de asta, da? O noime. Dar cu cine este egal volumul? E un mic cilindru acolo. Exact. Volumul la cilindru. Cu înălțimea de X. Volumul la cilindru e suprafața... Volumul cilindrului... suprafața bazei ori înălțimea supra 3. Nu. Nu. Suprafața bazei ori înălțimea. Înălțimea supra 3. La vederea. Nu. Vezi? Încă o dată spun. N-ai, nu-ți face ordine în minte. Și nu înțelegi că la formulele pe care le-ai învățat anul trecut, la codul, nu, când s-au făcut câteva noțiuni despre volum de la corpurilor, la volum e area bazei ori înălțimea. Dacă e paralipiped, dacă e cub, dacă e cilindru, da? Area bazei ori înălțimea. Sunt trei dimensiuni. Area bazei e metru pătrat, la arii, la corpuri, așa am zis, nu?
și cea de-a treia dimensiune care vine pentru a vorbi despre volum. Metri cubi. Așadar, când are vârf în pasul a trei, conul, piramida, atunci împărțim la trei. Când cap într-un cilindru, cap trei conuri. Ăsta ar fi motivul. Și acum, volumul fierului, zicem, volum fier egal cu area bazei ori X. Area cercului, nu? Area cercului, dar ce este area bazei? Un cerc. Area cerc. Da? Cerc. Și calcul. Am formulă pentru area cercului? Pi, da, e pi pătrat. Pi r pătrat, da? La lungimea cercului 2 pi r, la area cercului pi r pătrat. Deci voi avea pi r pătrat ori x. Pi r pătrat ori x. Că am zis că înălțimea este x. N-am știut, nu știu înălțimea. Da? Pătesc cu x. Pi r pătrat x. Și atunci voi avea pi, raza o știu, 3 la pătrat ori x. Și egal cu 9 pi x. Asta este volumul fierului, da? Dar știu și pi prin 3,14. Sigur că da. Deci putem, dar sunt cu pi deocamdată. Pi la sfârșit îl înlocuim. Ok. Da? Lucrăm cu pi. Și acum, mă întorc și în formula aceea ro fier, pe care îl știu, ro fier. Puteți să-mi dați ro fier? Cât e densitatea la fierului? Nu, densitatea fierului. 7800. 7800. 7800 ce? Kilogram. Kilogram pe metru cub. Pe metru cub. Știți de ce vine așa? Pentru că masă supra volum. Masa în kilogram, volum în metru cub. De ce ia în kilogram pe metru cub? Și acum am să mă duc în formulă de aici și să aflu pe MF. Cu cine este, Adi, cu cine este egal MF din formulă? MF este egal cu pi, nu, cu V. Din aici, mă. Din relația asta, rho F pe 1. Da. Egal cu densitate fierori V fer supra 1. Da. Deci, ăsta vă lăsa supra 1. Da. Deci, MF e mare, nu o să mai pun pe M, da? Deci, MF egal cu rho F ori VF. Ei, dar MF poți să-l aflu de undeva? MF-ul. Ce mai îmi dă motorul? Mai îmi dă ceva? Greutatea. Așa. G mare. G este egal, știu. G este greutatea bidei. Accelerația gravitațională. Este masa. Ori G. Masa fierului, ori G. Da, și pe când o prima ar fi 16,52 kg. Nu mă interesează să înlocuiesc. Observați că lucrăm la formule. Păi nu mă interesează să înlocuiesc. Eu de aici ce știu? Pe G îl știu. Da. Păi da, așa pe G îl știu, pe MF îl scot. MF este de aici în spate. Rezultă că MF este egal cu 9. GF. Da. Supra GMI. Da, adică... GF supra GMI. Adică... 611. Nu-i important să înlocuiesc copiii. 9,8. Nu înlocuiesc deloc. Asta e. Dacă nu înlocuiesc, nu înlocuiesc. După ce am aflat pe MF, odată știut MF-ul, mă duc în ce formulă? Unde am eu? MF egal cu... Unde am nevoie de MF? Dar mai sus un pic de G. Unde a spus acum, ultima dată unde am fost, mai sus un pic. Așa. Pe MF îl locuiesc aici. Da. Și zice, MF
Loc de MF cât punem? Uitați, din astea două, da? G mare. G mare F. Supra genic. Egal cu ρο F. Ρο. Ori volumul F, da? Din formula asta, ce știu și ce nu știu? Știu că de densitate fie... G-ul știu, da. G-mică-l știu, R-ul știu, V-ul neștiut. Să-l scoatem, deci. Deci, deci, volumul fierului este egal cu... Ăla... Deci asta toată, cu pățul ăsta. Da. Da. Da? Deci ar veni G mare F supra G mic. Împărțim la ρο F. Și egal cu G mare F supra G mic înmulțit cu 1 pe ρο F. Că așa, dacă e împărțit la ρο F, înmulțit cu al doilea răsunată. Deci înmulțit cu 1 supra ρο F. Și acolo cu F? Și acum, acum am acest rezultat. VF egal cu GF, G mic, ROF și tot de știut. Da. Și egal mai departe. Acum, abia cum am locuiesc? Adică 6-1-1. 6-1-1. 52 kN. Ne ducem în newton. Da. Adică kN înseamnă 1000 de newton. Deci mulțim cu 1000, ducem virgula peste câte? Una. Peste 3? Nu, 3. 3 kg, 1000. Una, două și încă 0, șterg virgula și spun newton. Am transformat kN, 611 kN, 52, în 611.520 newton. Da. Asta este. Supra G, care e? 10. Mergem cu 10? Hai să mergem cu 10, dacă cu 10. 10 ori 1 supra ρο F, pe care îl știu. ρο F-ul este 7800 kg pe metru pătrat. 7800, aici 7800 kg pe metru cub. Metru cub pot să pun sus. Kilogram jos, că se mulțește prima cu a doua inversată, da? Și aici G-ul, G mic, de ce am găsit eu? Că volumul F și aici G era parcă newton pe metru cub. Pe metru cub, da. Așa ceva, nu? Newton, da. G mic pe metru cub. Și în clipa asta, dar nu e newton pe metru, e newton pe kilogram, da. Newton pe kilogram. Așa. Ρο e newton, ai zis voi, nu? Newton, da. Pe, newton pe kilogram. Kilogram. Așa. Kilogram cu kilogram se duce, da. Newton cu newton se duce și rămâne metri cub. Corect. Cum te era deșteptat volumul, da, să rămâne metri cub. Corect. Și acum, să scriem și noi volumul. Volumul fierului este egal să... Vedem încă o dată, 611.000. 611.000. 520. Supra 10. Adică 78.000, da, nu? 78. Metri pătrați. Metri cubi. Metri cubi, da. 7,84 de împărțirea. Cât de la toată asta? 7,84. 7,84. Metri cubi. Volumul fierului. S-a făcut aici împărțirea? Da? Da. Așa, 7,84 metri cubi. Dar cine era volumul lui F? Am luat, avem aici. Da. Uitați, am supra. 9πx. Deci 9πx. Și acum o să avem egalitatea celor două. Și anume, 9πx este egal cu 7,84 metri cubi. În clipa de față am 9πx metri cubi. Da? Metri cubi, pentru că
la 9 erau 3 metri ce? 3 metri aveam raza, metru la pătrat, metri pătrat și mulțit cu x metri, metri cubi. Da? Și atunci apare 9 ori 3,14 ori x egal cu 7,84. Da? Și urmează x de aici va fi egal cu 7,84 împărțit la 9 ori 3,14. 7,84 supra 9 ori 3,14. Cum? 13. Și 7,84 împărțit la 9,314, eventual mulțim cu 100 și numărătorul și numitorul și va fi 784 tot cu supra 9 ori 314. Simplificăm, că suntem la matematică, nu pierdem timpul. Iată prin cât ar merge aici, prin 2 deocamdată. Și face 3 în 18, 9. Da? Deci 2 în 7 merge de 3 ori, 2 în 18 de 9 ori, 2 în 4 de 2 ori. Totul supra 9 ori odată de 5 ori, de 7 ori, ori 157. Și lucrăm mai departe. Cât face aici la... Să mai poate simplifica prin ceva? Face 1413 ori 157. Asta face simplificat. Deci 392 face 392. 392 pe 1413. 1413. Ăsta este X-ul. Deci H-ul, metri. Este X-ul ăsta, da? Singurii, da? Da. La o noime. Și câte noime avem în total? 9 noime. Că un întreg, da? 9 noime. Și atunci trebuia să -ți las cu 9 ăsta, să nu simplific. Că numai bine este simplificat de 9 ori. Și iată, X-ul va... H-ul întreaga înălțime, egal cu de 9 ori X-ul și egal cu de 9 ori cât? 392 supra 9 ori 157. 9 cu 9 simplifică și face 392 supra 157. Aceasta este înălțimea cilindrului. Da? Înălțimea cilindrului. De 392 spre 157. 157 metri. Metri. Se înțelege că au rămas metru pătrat, s-au dus și au rămas metru aici. Ce ne-a cerut autorul? Să aflăm înălțimea, parcă. Înălțimea... Da, înălțimea. Înălțimea vasului. Ce răspuns aveți acolo? Aceeași. N-aveți aceeași răspuns? Bă, da. Tu n-ai aceeași răspuns? Mai mult, tu e altfel? 2,547 metri. Da. Dacă facem împărțirea. Da. 392 la 157. Da, 2,49. Dar înseamnă că ei au făcut... Iar e probabil că noi am lucrat cu 10 și mama lucrează cu 9,8. Da. Din motivul ăsta. Da, este... Noi dăm 2,496. Nu, noi am lucrat cu 10 și nu ne dă bine. Înseamnă că manualul lucrează cu 9,8. Exact. Și așa a lucrat manualul și era răspunsul cu 9,8. Da. Dar hai să mai insistăm o dată. Problema, spuneați că e simplă, a făcut un glas. Deci, copii, nu cât s-a făcut. Eu mă interesez de cât s-a înțeles. Problema mea este asta. Cât ați înțeles? Hai să vedem ce a spus autorul. Că are un vas o formă de cilindru, că are apa până la câte noimi? 8 noimi. Și că atunci când pune bila de fier, se umple complet. Adică, ultima noime, că dacă 8 se scoapă, ultima noime, trebuie să însemne volumul cui? A bilei. A corpului care s-a băgat. Asta e toată filozofia. Și deci ți se dă volumul. Dar îți mai dă și greutatea.
G-ul. G-ul egal cu masa, care? Masa ori accelerația. Da, și înseamnă că dacă ți se dă G-ul, ai masa. În loc să spun ți-ți dau masa, îți dă G-ul. Ca tu să scoți de acolo masa. Și dacă ai masa și ai densitatea, afli repede volumul. Volumul corpului. Dar pe două variante. Odată volumul corpului este, iată, 9πx. Da? 9πx e pi r pătrat. Ori înălțimea, am mutat-o cu x. Și altă dată e volumul cui? Volumul ieșit din formula ρ cu masa și cu v. N-am făcut altceva decât să lucrez pe baza matematicii. Instrument, matematica este instrument de lucru pentru alte discipline, dragilor. Nu degeaba să faci matematică. Veneam... Uitați-vă în avion, apropo, când veneam din state și mă uitam așa în colosul acela care zbura pe sus, pe așa, câtă matematică am surprins și acolo amețit. Deci tot ce era acolo, atâta precizie, de la forma aerodinamică, de la tot ce însemna, aripile cele acum la momentul potrivit, exact ca la pasăre, se închideau, se deschideau ca să poată așeza. Da. Și erau acolo câteva sute de oameni în avion. Era pur și simplu ceva de neînchipuit. Și eu, ca profesor de matematică, spuneam multă matematică este acolo. Inginerii aceia, ca să reușească performanța aceea acolo, au avut nevoie de foarte multă matematică. Deci matematica trebuie văzut ca instrument de lucru pentru alte discipline. Nu face nimic un informatician fără matematică. Nu face nimic un inginer, în ce felul de domeniu fi, arhitect și mai departe, fără matematică. Respirăm matematică. Deci, pur și simplu, așa trebuie văzut. Cine nu face matematică, își gustează foarte mult plaja de acțiune în viitor. Da? Deci, rămâne să nu aibă acces la atâtea lucruri minunate care sunt în jurul nostru. Tu, ca tânăr, când mâine vei evolua, fără matematică, n-ai cheia cu care să desfaci piulița. N-ai cheia cu care să desfaci piulița la nu știu ce șurub. Asta e matematica. Deci nu facem matematică așa ca să ne împiedicăm de ea și să zicem fac matematică să trec clasă. Nu. Facem matematică ca să ne putem descurca. Eu nu m-am dus să fac operații, nu știu ce, nu știu cum. Am făcut calculul pur și simplu prin formule, pentru că mi-am permis să fac toate lucrurile acestea, având posibilitatea să scot. Nu degeaba am învățat asta, dintr-o proporție, cum să scoate un termen. Păi, am învățat asta. Cum să nu fac chestia asta? Și toate lucrurile acelea care se fac mai departe, în baza faptului că știi matematică, la sfârșit, abia la sfârșit, când nu mai ai nimic de făcut, iată, x egal cu, atunci am lucrat. Da? Așa trebuie să înțelegeți. 58. Da. Oprim.